publică. În fine, sistemul de salarizare din administrația publică este unul care este nemotivant, nu numai ca nivel de salarizare, există și o disproporție foarte mare de la 1 la 3, de exemplu, între aceeași funcție din administrația centrală și administrația locală, ceea ce este un raport care nu este corect, pentru că sunt oameni care fac aceeași muncă, uneori cu o presiune mult mai mare în zona, sau cu dificultăți mult mai mari în zona administrației locale. În acest moment există o reglementare care spune că din legea 284, dacă nu mă înșel, care stabilește oarecum un raport, un delta de 20% între o diferență între funcția de central și local, dar consider că nici acesta, personal consider că nici acest raport nu este corect. Cred că este corect ca să nu existe diferență între o funcție plătită în administrația centrală și una plătită în administrația locală, dacă este o funcție echivalentă, cu aceeași încărcătură, cu aceeași responsabilitate și, sigur, la condiții egale din punctul de vedere a pregătirii și a...